Asta vă spuneam, că dacă avem apel la 112, indiferent de momentul în care sunt, noi avem personal care este în permanență și care se poate deplasa, indiferent de momentul în care are loc incidentul. Adică, de asta vă spun că dacă sună la noi... Am avut în ultimul an, de exemplu, astfel de cazuri? Am avut, cum să nu. Am avut și avem și unde am avut, sunt și cazuri unde am avut. Pentru că legislația, iar aici e cumva într-o... Ca toate legile în România sunt lăsate la interpretare. În momentul în care noi putem să facem ceva unui asemenea infractor, că nu putem să spunem că e altfel, trebuie să-l prindem în fapt, că așa e la noi. Și la cei care ne-am prins în ultima perioadă, noi am încercat și le facem hârtii la parchet și poliție pentru a depista autorul necunoscut. Că nu putem să ne exprimăm noi dacă... Chiar săptămâna trecută, cred că am dat drumul la un dosar. Care e zona cea mai tentantă din punctul ăsta de vedere? Că mi-e greu să cred că v-ați dus să prindeți pe gârlă un om care își lua doi bolovan tentant... sau trei saci de nisip. Vă dați seama vorbim că de oameni care merg cu utilajele acolo și scavează mii de metri cubi. Vă dați seama că nu mergem în zona de... Adică am devenit ridicol să urmărim căruțele până rău. Zona cea mai complicată este... Nu este chiar Argeșul. Adică zonele cele mai complicate sunt Dâmbovița și Giurgiu. Și a ieșit datorită faptul că Bucureștiul construiește cel mai mult, adică nu trebuie să ne ascundem. Iar Argeșul și aici are un mare avantaj, aproape 80 sau 70% din Argeș este arie sau zonă protejată într-un fel sau altul și sunt și aceste ONG-uri care semnalează și sprijină aceste demersuri.